Partidul Național Liberal vrea să schimbe legea venitului minim garantat. Astfel, liberalii anunță o petiție online pentru strângerea de semnături necesare acestui proiect de modificare a legii 416 pe 2001. Mai exact, refuzul unui loc de muncă să ducă la anularea venitului minim garantat. Partidul Național Liberal a lansat o petiție online care privește modificarea aliniatului 7 al articolului 15 din legea 416 pe 2001 privind venitul minim garantat. Actuala legislație, în formula în care există astăzi, dă dreptul persoanelor beneficiare de ajutor social să refuze de 3 ori ocuparea unui loc de muncă. Iar din practică se constată că există foarte, foarte multe cazuri cu persoane care primesc venit minim garantat sub formă de ajutor social și refuză să meargă la lucru, preferând să stea acasă pe banii statului. Aceste modificări legislative, din punctul nostru de vedere, sunt mai mult decât necesare, mai ales că nu de puține ori mass media a relatat situații în care persoane beneficiare de ajutor minim garantat, beneficiare de ajutor social, se plimbă prin localitate cu mașini scumpe sau trăiesc în case luxoase. De multe ori, tot aceste persoane beneficiare de venit minim garantat nu lasă copiii să meargă la școală pentru a nu beneficia eventual de vreo bursă care să ducă la încetarea acestei indemnizații. De aceea, Partidul Național Liberal a făcut această propunere, o are în dezbatere și această propunere vine în primul rând în sprijinul autorităților locale care au nevoie de forță de muncă și presupune, în esență, ca toate persoanele apte de muncă care sunt beneficiare de ajutor social să accepte locul de muncă care li se oferă prima dată. În cazul în care refuză acest loc de muncă, atunci să-și piardă indemnizația prevăzută de către legislația în vigoare. Este vorba de o petiție online și noi pe această ocazie invităm toți sevăinenii interesați de această propunere să acceseze platforma online și să dea o semnătură în sprijinul acestei inițiative legislative din partea Partidului Național Liberal. Propunerea PNL se bazează pe datele statistice oferite de Ministerul Muncii. Conform acestora, în România sunt circa 25.000 de persoane care beneficiază de ajutor social de peste 10 ani.